camion în flăcări la Dedulești. Știi, imediat la fața locului au fost solicitați pompierii arceșeni pentru a interveni. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Se pare că problema camionului de pe DN7, care ar fi fost încărcat cu ansamble metalice, ar fi fost o defecțiune la sistemul de frânare. Potrivit reprezentanților ISU Argeș, inițial ar fi luat foc un cauciuc. Ulterior, incendiul s-a extins la remorcă, iar apoi la vegetația uscată aflată în apropiere. Din fericire, intervenția pompierilor a fost una salvatoare.